Bun găsit, doamnelor și domnilor, o adevărată surpriză în cazul Pascu. De ce spun asta? Pentru că în fața magistraților, el a declarat următoarele. Unul dintre furnizorii săi de oxicodonă, un drog extrem de periculos, vine dintr-un spital cunoscut din București. Este vorba despre Spitalul de Urgență Floreasca. Stupoare în acel moment, de altfel ușor previzibilă această declarație a tânărului Pascu, deoarece au existat în trecut înregistrări cu el, cum intra în acest spital de urgență fără să-l oprească nimeni, s-a filmat în acele momente pentru a dovedi colegilor săi, într-un gest teribilist, că poate fura de acolo medicamente sau diverse substanțe interzise. Cei de la Spitalul Floreasca vin cu un comunicat după această declarație, cel puțin șmecheresc. Precizează cu subiect și predicat că în cadrul acestui spital nu se folosește produsul oxicodonă. Oricum, nici nu ar avea cum să se folosească acest produs, deoarece pe piața românească, potrivit Agenției Naționale a Medicamentelor, această substanță există în anumite medicamente care se numesc altfel, oxidolorul fiind cel mai cunoscut medicament în acest sens de pe piața românească. Oricum, acest medicament se eliberează cu rețetă galbenă, o rețetă extrem de strictă atunci când medicul recomandă așa ceva, se recomandă în patologii extrem de grave, tocmai pentru a combate durerea. La un spital de urgență, traumatologia este unul dintre aspectele de zi cu zi, motiv pentru care și acolo se folosesc contra durerii medicamente extrem de puternice. În același comunicat al spitalului Floreasca se precizează că se vor face anchete și că există interes în aflarea acestui posibil dealer despre care vorbește tânărul Pascu. Ca o concluzie, este important de precizat că într-o astfel de rețea, pentru că aici nu vorbim despre un drog clasic, ci despre un medicament care se eliberează pe bază de rețetă galbenă, această așa numită oxicodonă, trebuie să existe o investigație serioasă și la nivelul spitalelor, dar și la nivelul lanțurilor farmaceutice. Deși este medicament această oxicodonă, ea reprezintă în fapt un produs sintetic al heroinei.